Manchmal ist die Erinnerung eine Form der Begegnung. Media de spectatori plătitori aici, la Hunedoara, este de 2500 de spectatori. Iată că astăzi acest record este triplat, poate. În altă fața porții și splendid băietuși, venit pe fază, 2-0 în acest minut. În timpul meciului, când dădea Corvinu gol, era cutremurător. Și te înfiorai, adică nu puteai să fii pe din afară, nu puteai să ignori. La un meci cu Dinamo au fost 25.000 de oameni pe un stadion de parcă 15.000 dacă era plin, dar toți plopii din jurul stadionului era plin și o creangă de unul s-a rupt și omul a murit. Im comunistischen Rumänien der 80er Jahre war Fußball der Arbeitersport. Decât să fie nemulțumiți la serviciu, să înjure pe director, să înjure pe secretarul de partid, mai bine să meargă la fotbal și să aibă o satisfacție, o bucurie. Când merge acasă, de la stadion, intră și bea o bere și e bine dispus dacă echipa lui a câștigat. Man sagt, jede Zeit findet ihre Helden. Für die Menschen in Hunedoara wurden Fußballspieler zu Stadthelden. Deci erau gladiatorii noștri, rockstarurile noastre. Era o stare de spirit. Era frumos. Ne simțeam iubiți de oameni, mai ales de oamenii de aici, din oraș. Eram mereu în frunte, bătându-ne cu steaua Dinamo. Deci cu steaua. Am mers eu să execut o lovitură liberă de pe partea stângă și până la urmă vine Mișa, face Romica, du-te că bate. Eu zic, mă duc bine, hai că mă poate dau și eu un gol. Mă duc în care eu centrează perfect și am venit cu capul și am dat gol 3-1. Immer wieder war Michael Klein derjenige, der diese Mannschaft zum Sieg führte. Aus diesem Grund wird Klein in Rumänien groß geschrieben. Klein este Corvinu. El a fost capitanul. Ce însemna un mare fotbalist la Hunedoara? Însemna mult, evident. Iar un mare capitan al Hunedoare de atunci însemna și mai mult. El s-a impus ca lider în grupul lui de tineri. El era cel mai harnic, cel mai devotat. Se sacrifica pe teren. Mișa totdeauna avea darul ăsta și puterea de a ne motiva altfel. Tot timpul zicea, hai că reușești după data viitoare, dacă unul nu ajungea la pasa lui. Le dădea un imbold, o automotivare, ceva care de multe ori noi ca antrenori nu le putem transmite. Cred că oamenii au nevoie mai mult decât oricând de simboluri. Ori Mihail Klein cred că a depășit cu mult chiar valoarea de simbol. Plec, drag fotbal, și te las. Îmi e ultimul rămas. Am avut și eu un dor. Jale-mi, Doamne, că mor. Doamne, Tu mă știi doar bine, că am crezut mereu în Tine. Rugați-vă cu gând senin să mă ierte în veci. Amin. Mulțumim. Cum timpul nu se poate întoarce, eu vreau să-i mulțumesc tatălui meu pentru neprețuită avere pe care mi-a lăsat-o prin amintirea lui, care, iată, vă adună și astăzi, după 22 de ani, în număr atât de mare la lansarea cărții care îl are în titlu. Totdeauna mi-am zis, dacă voi lăsa vreodată un nume pe carte, va fi o carte cu și despre Mișa Klein. Felul în care oamenii au luat cartea în mână e un fel de a întinde o mână către Mihail Klein. Cred că am scris o carte despre un om în viață pentru că o carte vie. Mihail Klein trăiește prin Dominic, în primul rând, și în al doilea rând prin ceea ce oamenii cred despre el. You're telling me, and then it won't.
to be over.